Bună ziua tuturor și vă mulțumesc mult pentru invitație. Este o adevărată onoare pentru mine să fiu astăzi aici și să discutăm despre lucruri extrem de importante. Să arătăm și care sunt lucrurile mai puțin bune care s-au întâmplat în ultimul an. Evident, trebuie să apreciem și pașii care s-au făcut și în direcții bune. E clar că era nevoie de o intervenție în această perioadă. Este o criză energetică care se întâmplă nu doar în România, vedem că este o criză la nivel european, deci e clar că trebuiau făcuți niște pași în direcția ajutării consumatorilor, fie că vorbim de consumatorii casnici sau de consumatorii non-casnici. Acum contează și cum s-au făcut aceste modificări. Nu e un secret, viziunea mea și a formațiunii politice din care fac parte a fost diferită față de ce s-a adoptat în Parlament. Pentru că de multe ori atunci când iei o decizie, trebuie să te uiți nu doar pe termenul scurt, ci și pe termen lung. Această criză este o criză până la urmă a producției de energie. Nu avem suficiente capacități de producție, depindem foarte mult de ce se întâmplă în piețele din jurul nostru. Evident, avem și un război la graniță, ăsta n-aveam cum să-l întâmpinăm, a afectat foarte mult ceea ce se întâmplă în zona de energie, ceea ce se întâmplă cu prețurile, cu piața. Însă, nu trebuie să avem senzația că dacă se adoptă această legislație pe termen scurt, și au fost vreo 6 ordonanțe în ultimul an, cel puțin atât am numărat eu, asta ne rezolvă problemele de termen mediu și lung, adică zona aceasta de producție. Și atunci, dacă mă întrebați pe mine, să revin la întrebarea pe care mi-ați pus-o, cred că ce s-a adoptat în Parlament va avea un efect asupra investițiilor, unul nu tocmai pozitiv. Deja am văzut și în cadrul dezbaterilor din cadrul Comisiei că, de pildă, producătorii din zona de regenerabile, mai ales din zona de energie eoliană, au exprimat anumite îngrijorări în ceea ce privește costurile de echilibrare, de pildă. De asemenea, dacă ne uităm mai în perspectivă, în general, când statul vine și intervine într-o piață, reglementează, asta descurajează într-o oarecare măsură investițiile și totuși trebuie venite cu niște măsuri care să compenseze, să spun eu, această lipsa stimulentului de investiții. Și aici ajung la fondurile disponibile, fondurile acelea europene, fie că vorbim de PNRR, fie că vorbim de fondul de modernizare. Și aici totuși sunt destul de multe întârzieri. De fondul de modernizare vorbim deja de 2 ani de zile, am fi putut să avem un prim call anul trecut, undeva prin aprilie, suntem la finalul lui 2022, da, s-au făcut niște alocări, mai ales către companiile de stat, dar să vedem o efervescență a investițiilor, ar trebui ca aceste fonduri să fie disponibile pentru toți actorii din piață, inclusiv cei privați, pentru că am văzut de multe ori, interesul privat duce către realizarea investițiilor mult mai rapidă. Deci da, e nevoie și a fost nevoie de niște măsuri pe termen scurt. Cât de bune vor fi ele, va trebui să vedem. Avem această reglementare sau semireglementare sau cum doriți să o numiți, care merge până în anul 2025. Ce nu am discutat în Parlament este ce se va întâmpla după 2025. Cum va arăta piața atunci? Există un calendar de reglementări?
la ce trebuie să se aștepte cei care doresc să contribuie la acest deziderat de creșterea investițiilor, de creșterea capacităților de producție. Ori asta e o dezbatere care nu are loc în momentul de față, nici la minister, nici în Parlament, din păcate, și investițiile acestea nu se opresc în 2025, ele continuă sau ar trebui să continue și atunci de aceea era nevoie să gândim un pic mai în profunzime ce se va întâmpla post reglementare, adică anul 2025. Cred că anticipați un pic. Cam care ar trebui să fie în continuare prioritățile legislative? Cum ar trebui să arate ca să funcționeze pe strategia pe care o spuneți? Păi, în primul rând, ar trebui să ne uităm la tot ce înseamnă cadrul legislativ, pentru că o să vorbesc din perspectiva de parlamentar, în zona de energie, cu bemolul că o lege adoptată nu înseamnă că acele investiții se fac singure. E nevoie de mai mult de atât. Însă aici aș vrea să mă uit în primul rând la zona de prosumatori. Pentru că, până la urmă, dacă ne uităm în ultimii ani și chiar ieri am participat la un eveniment unde am auzit niște cifre impresionante, anume că la 30 septembrie aveam 27.000 de prosumatori și o capacitate instalată undeva la peste 250 de megawați. Asta arată că investițiile acestea mici, cumulate, pot să explodeze în următorii ani. Apoi, evident, e o discuție întreagă despre investițiile în rețeaua de distribuție și întărirea capacității, dar totuși există un potențial imens aici. Și vreau să subliniez de ce există un potențial imens, pentru că, până la urmă, legislația pe zona de prosumator este una stabil, aș putea să spun, și stimulează apariția prosumatorilor. Deci ăsta este un exemplu de succes, aș putea să spun, și un exemplu că se poate atunci când ai o legislație stabilă, predictibilă și când oamenii știu la ce să se aștepte. Aici chiar am lucrat în Parlament alături de colegi de la mai multe formațiuni politice și am inițiat o lege care reduce TVA-ul la panouri fotovoltaice, pompe de căldură și panouri solare de la 19% la 5%. Chiar a trecut de Comisia de Industrie și Servicii, a primit un raport pozitiv săptămâna trecută, ar mai trebui să meargă la Comisia de Buget Finanțe și apoi spre plen. Sper eu să fie adoptat cât mai repede, pentru că este o măsură bună care ar veni tocmai în sprijinul dezvoltării prosumatorilor și al eficienței energetice, dacă ne uităm la pompe de căldură, panouri solare, etc., etc. Apoi, evident, zona de stocare. Și aici lucrăm și am lucrat alături de colegi la anumite măsuri care ar putea să fie introduse în legislație astfel încât să stimulăm partea de stocare. Dacă există și fonduri care vor fi puse la dispoziție, cu atât mai mult, avem nevoie de capacități de stocare, mai ales că energia regenerabilă pare că cel puțin are potențialul de a fi dezvoltată în continuare, deci va fi nevoie să o echilibrăm cumva. O altă inițiativă legislativă la care am lucrat și care cred eu că ne poate oferi noi perspective investiționale este crearea cadrului pentru energia eoliană offshore. Este încă la început discuția în spațiul public. Știu că se lucrează și la minister pe zona aceasta. Am lucrat și noi în Parlament cu Comisia de Industrie. Chiar am inițiat, cum vă spuneam, un proiect. Cred că discuția aceasta n-ar trebui să fie îngropată. Cred că ar trebui, dimpotrivă, să înflorească și să înțelegem că există un potențial în Marea Neagră, un potențial de energie regenerabilă.
alte țări sunt foarte avansate pe zona aceasta. Vestea bună este că există interes din zona investitorilor pentru energia eoliană offshore, chiar dacă ia mai mult timp pentru a fi realizate acele capacități de producție, eu cred că nu este imposibil și se lucrează la reducerea termenelor. Există și o discuție la nivel european pe reducerea timpului în care se obțin permisele pentru noi capacități de producție regenerabile. Deci cred că este o discuție cât se poate de reală și ar trebui să accelerăm, măcar să avem un cadru legislativ, apoi evident mai este și ce se numește planul de amenajare a spațiului maritim, care trebuie aprobat de către Comisia Europeană și care vine să definească zonele unde se pot dezvolta astfel de proiecte. Și aici cred că da, trebuie să mergem înainte. Apoi pe zona de nuclear, de energie electrică pe bază de gaz natural, evident ne uităm cu toții către companiile de stat, către Nuclear Electrica, către Romgaz, așteptăm această centrală de la Iernut. Din păcate, la final de fiecare an, auzim noi termene cum că anul viitor va fi gata. Sper și Doamne ajută să se întâmple lucrul ăsta la finalul anul viitor, pentru că avem nevoie de capacități de producție a energiei electrice stabile, în bandă, care să regleze anumite dezechilibre și e extrem, extrem de important să, ca și ministerul și companiile de stat să pună umărul și să termine aceste investiții. Iar pe energia nucleară, da, cred că e o oportunitate acolo. Pe termen lung, dacă ne uităm, cererea de energie va crește, numai dacă ne uităm la aceste ambiții de electrificare a transportului. Am făcut niște calcule și pentru a electrifica tot transportul din România ar fi nevoie de o producție de vreo 37 de terawatt-oră pe an, ceea ce este enorm. Și putem să acoperim această nevoie doar dacă investim și stimulăm investițiile în noi capacități de producție. Deci cam asta ar fi direcția din Parlament, dar încă o dată legile pot doar să creeze cadrul. Mai departe e nevoie, unul, de capacitate managerială și în companiile de stat, pentru că până la urmă și companiile de stat văd că prezintă în spațiu public periodic ambiții de investiții, dar investițiile acelea nu prea le-am văzut. Vă dau doar două cifre. În ultimii 7 ani, Hidroelectrica a avut un profit de 15 miliarde de lei, Romgaz un profit de 10 miliarde de lei. Dar dacă ne uităm la aceste cifre, ar fi trebuit să vedem investiții extraordinare. Nu le vedem, din păcate, și atunci cred că e nevoie să înțelegem că e o problemă acolo și să vedem cum putem duce lucrurile înainte, astfel încât acele investiții chiar să se întâmple. Și pe zona privată, cred eu că, lăsând la o parte acest cadru legislativ care a creat și anumite nedreptăți și anumite discrepanțe, dacă nu venim din urmă cu aceste fonduri europene care să mai stimuleze investițiile, nu știu în ce măsură se vor întâmpla în mod real.